Bună, bună dimineața, ora 7, așa de vineri de la prima oră n-avem ce să facem decât ceea ce ne place și anume să vă zicem bună dimineața, să vă spunem că suntem gric și cerdat la Radio Impuls România, unde ai o super toamnă în difuzoare în continuare, evident și la Canal de 2, unde se întâmplă dimineața pe 2, până super la 10 bun. Astăzi, într-o zi foarte frumoasă, că e vineri și dacă mă întrebați ce se sărbătorește astăzi la nivel așa mondial, vă zic că nimic important. Vara. Da. Vara se sărbătorește. Weekendul ăsta pregătiți-vă să... Da, să... Păi nu, eu m-am uitat, adică ne-am uitat vara, împreună, vă zic și eu bună dimineața, ne-am uitat împreună pe telefonul meu și arăta 8 grade, dar nu e 2 grade afară. Nu prea. Serios. Prea. Adică... Poate e telefonul meu stricat. La mine este vorba cântărețului, cei pe mine și în dulap, adică eu așa cum sunt îmbrăcat acum, așa merg și pe stradă și vreau să vă zic că dimineața asta nu mi-a fost frig. De ce? Nu știu. Nici mie, dar am avut două gici. Da. Nu mi-a fost frig, însă înțeleg că ceea ce urmează este luați-vă costumele de baie, sleepy, da? Da. Vedeți dacă au mai rămas vreo piscină deschisă, dar au făcut ăștia patinoar, căci că vine vara în weekend. Da, da, și eu care voiam să mă duc la patinoar. Nu, lasă, oricum nu sunt patinoare în București, așa că nu. Sunt niște găleți. Mai sunt, dar sunt private. Nu, a, lasă-l pe la lumea Ion, al Țiriac. Da, da, da. Nu, nu, nu-l punem pe ăla. Păi la mall ăla, dacă ții viteză, mori. A, dacă ții viteză la mall, e atât de mic, atât de mic că nimerești la film. Da, da, la cinema. Exact. Hai să avem un weekend călduros, vă zicem și câte grade vor fi. Da, da. De ce? Nu știm, dar vă zicem că vor fi și vă zicem și câte lăsați momentan... Lăsați patinele, luați-vă rolele, înțelegi, da. Și biciclete. Neața, vă spunem, nu uitați, 0754-222-999 este numărul nostru de WhatsApp, unde colegii noștri de emisiune, adică voi, puteți să vorbiți cu noi cam ce vă trece prin cap în principiu. Vă dăm și voie și ne dăm și nouă voie până la 10. Da, hai da. Că vine weekendul peste noi, neața! Dimineața pe doi! Impulse! Enjoy the hits! 12 grade la Cluj, bună dimineața băieții, ne zice cineva, bună dimineața vă zicem și noi, neața frumoșilor, 12 grade în bordul mașinii, nu știm unde, dar ni se urează și foarte bine, se face un weekend minunat, așa să fie și al vostru, un weekend de poveste, că vine vara, vine vara. Am un mesaj de la Lunca Dunării, că nu știu unde este, de obicei în comunicările astea ale meteorologilor există câteva chestii bine împământenite și anume. Îi termine că e plin de clișee. Fie de pe aia zic, da, e Lunca Dunării, Toplița și Joseni. Da. Tot timpul ni se zice ce e la Toplița și Joseni. Nu știu unde e Toplița și Joseni, dar o să aflu. Despre subcarpații de curbură ni se mai spune. Podișul Transilvaniei, da, la știu în principiu unde e. Sigur că da. Așa, și nu mai știu, sunt câteva chestii. Vântul de-astea, va sufla moderat. Da, moderat. Înțeleg, asta e genial. Ok. Dar vreau să vorbesc acum cu Lunca Dunării. Sărmâna, doamnă, bună dimineața. Am auzit că la dumneavoastră o să fie chiar și 33 de grade la umbră. Da. În acest weekend. Da, eu când am zis că vine vara, oamenii, v-am zis, luați-vă costumele de baie, scoteți-le frumos, da, de unde peste... le-ați vidat sub canapele. Peste 30 de grade, inclusiv în nordul Moldovei. Nu-mi vine să cred. Wow, ci că valul de căldură din zona țării noastre va face ca și nopțile să fie anormal de calde. Iar domn cu geamul chestie? De schis. Da. Iarăși. Wow. Mișu doarme și iarna, colegul nostru de la Sunet cu geamul deschis. Deci vreme nefirez de caldă și săptămâna viitoare în sudul țării vor fi temperaturi pentru așa mai de sfârșit de august, și anume 25 de grade Celsius. Noi vorbim de grade la umbră. Deci 30. Deci în weekendul ăsta fac plajă. Corect. Pe bloc. Nu, la casa aia unde ai și piscină, că ai și o casă, nu? Și am mai auzit o chestie, ci că au început să înflorească iar cireșii. Păi da. Serios, și a luat o razna natura. Nu, dar de Crăciun zi, ies cireșele, da. Da, serios. Pă bune. Ce chestie. Bine, deci nu mai punem bomboane. Mănânci plăcintă cu vișine în loc de cozonac. Da, nu mai punem bomboane în brad, punem cireșe. Da, corect. Că oricum sunt mai ieftine. Deci, repet, 30 de grade, șlape aveți? 33. 33, șlape maxim. Aveți. Să știi că asta este o avertizare meteo, ardelenii nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Deci zic, tot ce e sub 40 de grade intră la categoria răcoritoare. Corect, oamenii au dreptate. Ai înțeles? Așadar, o dimineață destul de caldă pentru voi. Dacă undeva la începutul săptămânii, dacă nu mă înșel, sau săptămâna trecută, începusem cu 0 grade, minus 2 grade. Au fost săptămâna trecută în Transilvania și minus 8 grade. Unde? La Joseni? Pe Toplița. La Toplița și la Joseni. Acolo, da. Dimineața pe doi. Your hit music playlist. Impulse. Going like that. Louder, louder, louder.
Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Bună dimineața. Alo, alo, băiatul. Alo. Am observat că asta e o melodia aia, nu se ocupă. A, e și alo, alo. Da, 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 da. E un cântec de-l dăm noi aici. Da, am observat un că de obicei când te strigă cineva alo, alo, băiatul, este cineva foarte, foarte în vârstă, fiindcă generația părinților noștri este cea care în continuare zice alo. Da, da, ce, și copiii nu mai zic alo, dar cum zic? Nu, e pupa. Nu, răspuns cu da. Da. Da, ia zi. Mai zici tu alo când suni sau când te sună cineva alo? Eu? Nu mai zic. Nu mai zici, nu mai zice lumea alo. Așa e. Și mai e o chestie ia pe care... Ia sunați-mă, mă, să văd dacă zic. Să mă sune careva. Păi nu, eu când îl sun pe Cosmin, el îmi răspunde: ce faci, frate? Nu, ce faci, frate? Tu, eu cum îți răspund că... Nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. Nu m-am gândit. Vreau să zic că am o statistică tare legată. Tata îi răspunde, ai dreptate, nu-i mai zic alo, îi zic ce faci, papa. Corect, nu mai zic alo. Nu e așa? Da, da. Maica mea răspunde în continuare cu alo. Alo. Alo, da. Bună ziua. Da, în turcii zic alio. Ci că 50% dintre tineri, ca să vedeți cum este tineretul din ziua de astăzi. Minunat să n-am mai aud expresia asta că Da, mie îmi place. Și mie. Și nu, mie expresia nu-mi place. Copiii știu. Dar tineretul din ziua de azi era zis așa în ghilimele, da? Normal, era ceva rău la adresa tinerilor din ziua. Deci 50% dintre tineri nu răspund la telefon atunci când îi sună părinții. Normal, nici eu. Îi dau respins la maică mea de 1000 de ori. Înțelegi? Și mai scriu: dă mesaj. Și nu-i place. Nu-mi răspunde. Nu o sună în continuare. Ci că generația Z preferă să vorbească prin mesaje. Ce tare. Iar fii atent, deci 50% dintre tinerii din generația Z nu răspund părinților la telefon și 25% refuză în totalitate. Deci doar 25% dintre copii, bine, dintre tineri mai răspund părinților la telefon. Păi nu, fii atent, eu când o sun pe Maia, nu-mi răspunde niciodată. Păi, logic, mă mai trezesc cu, nu, dar nu mă mai trezesc cu un mesaj. Te sun eu, tati, te iubesc. Înțelegi? Păi, ce problemă? Ieri am sunat-o când am plecat dimineața de aici. Și că 60% dintre părinți spun că tinerii sunt speriați să vorbească la telefon. Eu am sunat-o pe Maier dimineața și m-a sunat înapoi seara. Ce faci, tati? Zic, bine, tati. Dar e mai mișto să vorbești prin mesaje, fiindcă prin mesaje mi se pare că uneori te poți exprima mai bine. Că pui, de exemplu, emojis. Știi? Fețele alea. Da. Emoji. Emoticoane, cum se zicea, cum se zicea pe vremuri, da. Și așa este, uite, Emma, de exemplu, vorbește, a început să vorbească mult pe WhatsApp. Normal. Există, de fapt, două moduri de a trata problema. Una, nu mai vorbești deloc la telefon cu nu mai zice alo, oricum nu mai zice nimeni alo. Și doi, vorbești prin mesaje sau, dacă este să te sun, videocall neapărat. Aseară eram în videoconferință cu una, două, trei. Erau șase colege pe WhatsApp. Erau șase colege în videoconferință. Cam auzit mulți copii în casă și eram: măi, de unde sunt copiii ăștia? Că eu n-am răspuns la ușă, n-a sunat la ușă, pe unde au intrat, pe geam? Și nu, era în conferință pe WhatsApp. Deci este un super trend ăsta. Îmi dau seama că fără să vreau am intrat și eu în el. Prefer să dau mesaje sau să scriu mesaje. Însă totuși uneori mă mai place să mi-l au pe colegul Cosmin Cernat. Dar la cât zice... ne auzim noi aici în emisiune de dimineață până la dimineață până seara. Nu chiar, dar aproape la 3 ore stăm în live. Ia să vedem. Uite, avem părinți care au aceeași problemă. Uite, o să zicem bună dimineața la 0754-222-999. Neața bună. Neața bună, băieți. Neața bună, radio. Salutare, neața bună, prieteni. Ei, oameni buni, mersi, uitoriți. Ia zi-mi. Păi, copilul meu are 14 ani și așa. Ceva. Dacă nu răspunde la telefon, o să fie pedepsit. Așa că tot timpul îmi răspunde la telefon, dacă n-aud telefonul, mă sună el. Pa, vă salut. Bă, copiii trebuie să răspundă la telefon. Adică trebuie, ar trebui, normal. Pa. Da, dar mă rog, nu prea răspund, ce să-i faci? Așa este, eu nu pot să o pedepsesc pe Ema, dar asta este. Nu răspunde, ea vrea să dea mesaj mai nou, bine că a învățat să scrie. Înțelegi? Oricum o să salutăm și copiii, o să le spunem bună dimineața. Imediat o să o dăm și în mintea copiilor la Radio Impuls România. Avem deja bună dimineața de la copilaș. Neața bună! Bună alo. Dimineața, Radio Impuls, sunt Sofia din Bragadiru, merg spre școală. Da. Pupici cu vinerici! Pupici cu vinerici! Trebuie să le scriem pe asta. Hai să mai facem vinerici. Așa, zicem. Alo? Alo? Stop. Alo? Bună dimineața, Radio Impuls. Noi suntem Patrick și Marc. Mergem la școală și la grădini. Și astăzi este bine! Aoleu! E vineri, nu?
Ce bine este. O dăm în mintea copiilor imediat la Radio Impuls România și Canal de 2. Suntem în dimineața pe 2. Ne pregătim și de publicitate, că trebuie să mergem și în publicitate. Absolut, mai ascultăm și o melodie, fiindcă de-aia avem super doamnă în difuzoare. Între timp, 0754222999. Asta cred că am mai zis-o, dar o mai zic o dată să fie spusă. Alo? Măi, când la numărul de WhatsApp alo? Nu e cu alo, da? Alo? Cum era cu Picasso? Cum era? Da, putem să facem următoarea convenție. Toate mesajele vocale pe care le dați copiii în dimineața asta să fie cu alo? Trebuie să înceapă cu alo, da? Ca să fie treaba. Mai zic o bună dimineața, iarăși. Bună, Radio Impuls! Eu sunt la mine în Flore și mă duc spre școală. Ce drăguț! Cu scuzcăvici! Hai, du-te la școală! Gata, așa facem. Imediat venim cu întrebarea pentru voi copii, dar atenție, condiția este să înceapă mesajul audio pe care îl trimiteți cu alo? Alo! Alo? Sunt eu, Picasso! Alo? Hai, bună dimineața, rămâneți alo? Cu noi! Alo! Dimineața pe noi! This is...